Remus Borza, consilier al premierului Nicolae Ciucă. Cum a ajuns un condamnat penal pentru conflict de interese să concilieze toți premierii din ultimii 3 ani? Remus Borza, avocat specializat în insolvență, a apărut vineri lângă premierul Nicolae Ciucă la o vizită de lucru în Buzău. Borza este consilier onorific, neplătit, al primului ministru. Nicolae Ciucă este al 4-lea prim-ministru care l-are pe Borza consilier onorific, în ciuda faptului că acesta are o condamnare definitivă din 2015 la Curtea Supremă pentru conflict de interese. Borza a fost numit în premieră consilier onorific în 2019 de Viorica Dăncilă. La acel moment, Borza era deputat ex-ALDE. El fusese exclus din partidul lui Tăricianu pentru că refuzat să voteze moțiunea împotriva guvernului Grindeanu. El a fost numit ulterior consilier onorific și de Ludovic Orban în mandatul acestuia de premier și păstrat de Florin Cîlțu la Palatul Victoria. În februarie 2015, Remus Borza, la acea vreme administratorul judiciar al companiei Hidroelectrica, a fost condamnat definitiv de Înalta Curte de Casație și Justiție la un an închisoare cu suspendare pentru săvârșirea infracțiunii de conflict de interese, el fiind acuzat că a direcționat către societatea sa de avocatură contracte de asistență juridică, plătite de Hidroelectrica. Borza este și mare orator al Marii Logii Naționale din România.